Am făcut izvar, am văzut cum trebuie exploatate cearșafurile electrice, iar acum a venit timpul să ne destindem și cu muzică bună. Acasă a venit cântărețul Laurențiu Popescu cu cea mai nouă domnișoara sa. Bine ai venit, Laurențiu! Bine v-am găsit, salut. Vă salut cu drag, salut pe toți cei care ne privesc, sunt onorat să fiu alături de voi și alături de toți cei care ne privesc în această zi frumoasă și minunată. Laurențiu, atunci când mă reîntâlnesc cu un prieten, primul lucru pe care îl întreb, omenește, ce mai faci? Cum o mai duci? Fac ce fac de mult, iar n-ai viscolul, ascult vorba poierile. Păi nu fac nimic deosebit, îmi continu activitatea mea artistică. Știm, când mai greu, când mai ușor, dar viața merge înainte, așa despre cum este. Asta am vrut să te întreb. Da, 2022, un an negru pentru toată istoria omenirii. Asta e, dar vreau să te întreb din punct de vedere al creației tale, cum a fost? Ce ai mai realizat? Păi n-a fost un an rău, am lansat două piese, un duet cu Leana Cazac, Dulce Viața, și uite acum, la sfârșit de toamnă, început de iarnă, am lansat această piesă frumoasă, zic eu, domnișoară, în colaborare cu compozitorul, tânărul compozitor, cu toate câte ani are, cam de seama mea, dar a început nu de mult să se lanseze. Vorba de Ioni Strati, textul Elena Răilean, doamna Răilean care a scris cartea despre Anastasia Lazariuc. Iată cum. Cel care a făcut orchestrația, Dino Mateievici, mixajul Sergiu Căbătut. Deci, cu alte cuvinte, a lucrat o echipă de profesioniști și abia așteptăm să ascultăm această piesă. Să-i mulțumesc și cei care a cântat back vocalul, Corina Zagornean, și cel care a cântat la chitară, Saric Vatavu. Abia aștept să vedem care este produsul final. Nu pot să nu te întreb, Laurențiu, despre această perioadă a sărbătorilor de iarnă. Doar în această perioadă ne amintim cum a fost în copilăria noastră, ne mai amintim de cadourile care ni le puneau părinții sub brad și vreau să te întreb cum a fost copilăria ta și sărbătorile de iarnă. Ce ți-amintești? Am avut o copilărie frumoasă. Eu am mai spus și eu spun de fiecare dată cu mândrie, sunt mezinul într-o familie de 11 copii. Wow! Și dați seama, ca mezin eram într-un fel cel mai alentat, cel mai răsfățat de părinți și de frații și surorile mai mari. Așteptam cu mare drag sărbătorile de iarnă, pentru că știam că am să primesc cadouri, că să umblăm cu uratul. Părinții tăi, că de sărbătorile de iarnă, sărmanii aveau o lovitură mare la bugetul familiei, să cumpere 11 cadouri. Dar mari cadouri nu eram atât de pretențioși, dai seama, mai ales în perioada aceea. Dar ne bucuram de fiecare dată cu puținul care îl aveam. Și mai ales cum ne pregăteam noi, tata ne făcea biciul, buhaiul, da, ca să mergem împreună cu verișorii mei, cu băieții de mahala, numeroasă. Scutreierăm satul în lung și în lat. Asta era pentru noi o plăcere extraordinară. Într-adevăr, era proiectul pe care l-așteptai tot anul. Sigur, sigur. Totodată, 11 copii într-o familie, într-adevăr o familie numeroasă, dacă de sărbătorile de iarnă reușiți cumva să vă întruniți sau, nu știu, să simțiți același spirit pe care îl simțeați în copilărie? Din păcate, nu prea. O soră și un frate de-al meu deja sunt în lumea celor drepți. A plecat în urma părinților, dar sunt momente când cel puțin ăștia care sunt pe loc ne mai întâlnim așa de Crăciun, la strânsul poamei, la cules, la o clacă. Dar sigur că nu suntem toți acasă, fratele cel mai mare în America, tot așa sunt. Ca asta și toată Moldova noastră, suntem împrăștiați în lumea întreagă. Soarta noastră, într-adevăr. Dar tu ești aici la originile tale în Moldova, continui să creezi și continui să-i bucuri pe cei din jur. Părinții tăi cu siguranță sunt mândri de activitatea ta și noi, Laurențiu, abia așteptăm să
facem cunoștință cu această domnișoară cu care ai venit astăzi, această domnișoară invizibilă, dar destul de sonoră. Te invităm în scenă. Cu mare drag. Sunt onorat, cum am zis.